înfășurarea echipurilor oamenilor care locuiesc acolo, iar macro la echipul evreilor, armenilor, otomanilor. Și ticanilor, sigur că da. Vorba și poate toți sunt aici, este o lucrare care încearcă să-i aducă pe toți în cartea de istorie. Alin Popa este un susținător al comunităților păcăoane și ne vorbește de diviziunea etnică și evoluția socioeconomică cu comerțul peșteșugurilor și industria secolului al XIX-lea până secolul al XX-lea. Alin Popa ne povestește sugestiv despre arhitectura orașului, despre efectele incendiului din 16 mai 1926, despre rețeaua